Mulțumesc foarte mult, bună ziua tuturor! Mulțumesc editorii Humanitas Fiction și doamne Denisa Comănescu pentru că ne aduce această carte. Sincer să fiu, sunt foarte multe feluri în care aș putea să încep să vorbesc despre ea, dar consider că cel mai nimerit este să vă împărtășesc o opinie din punctul meu de vedere în ceea ce privește autorii străini. Cred că este realmente cartea acestei ediții a Târgului de Carte Gaudeamus. Și asta din mai multe motive. În primul rând, pentru că vorbim de o, de o falie de literatură pe care cred că nu avem niciodată suficient. Mărturiile la prima mână despre ceea ce a însemnat Holocaustul nu vor fi niciodată suficient de multe cât să ne facă să înțelegem cu adevărat de ce s-a întâmplat această paranteză odioasă în istoria umanității întinsă pe 5-6-7 ani. Evident că ne gândim cu toți la Primo Levi, ne gândim cu toți la Elie Wiesel, ne gândim cu toți la Dieter Schlesack, la Schlink și alți autori și vom vedea că probabil degetele de la două mâini ne sunt suficiente pentru a-i aminti pe cei mai semnificativi, fără îndoială. Lor li se alătură Vladislav Spilman într-un mod nu doar extrem de implicant, extrem de angajant pentru fiecare dintre noi că suntem interesați direct de acest subiect sau doar accidental, dar și într-un mod care înseamnă realmente, așa cum vă spunea și doamna Denisa Comănescu mai devreme, literatură pură. Este un mare pariu să faci literatură din probabil cea mai mare tragedie pe care ai trăit-o și să faci acest lucru la doar câteva luni după ce ea aparent s-a încheiat. Spun aparent pentru că știm cu toții, inclusiv din întâlnirile pe care poate unii dintre noi le-am avut cu supraviețuitori ai Holocaustului, știm cu siguranță din foarte multe relatări că o asemenea tragedie, o asemenea dramă umană nu se încheie practic niciodată, ba mai mult de atât, ea se perpetuează și în generațiile care vin. Avem așadar o carte care, așa cum spuneam și cu o zi sau două în urmă, este acel gen de lectură care te angajează, care îți implică toate simțurile. Este genul de carte pe care o citești cu toate simțurile în alertă. Pentru că la foarte scurt timp după ce ai pătruns în ea, nu mai ești un simplu cititor, nu mai ești un simplu spectator, cum de altfel nici la filmul lui Roman Polanski, cred că nu am fost doar spectatori, ci suntem realmente niște oameni care merg umăr la umăr cu Spilman, care îi simt frigul, care simt în vintrele lor foamea lui, care simt la fiecare întoarcere de pagină spaima incredibilă pe care acest om și alte milioane ca el o trăiesc între anii 1939 și 1945. Este așadar genul de carte care reclamă de la tine o implicare aproape totală. Eu de altfel am citit-o într-o singură zi, practic încercând să las orice altceva aveam de făcut în momentul acela. Ca o anecdotică, eu sunt un foarte, foarte bun cititor în mijloacele de transport, citesc extraordinar în metrou, citesc în avion, nemaipomenit, am uitat să cobor din autobuz citind această carte și acesta este meritul literaturii de cea mai bună calitate pe care Spilman o scrie. Spilman, un personaj foarte greu de perceput după grila noastră, grila contemporanilor. Pentru că, așa cum spuneam și mai devreme, vorbim despre un om care, așa cum ați auzit și din foarte frumoasa intervenție a doamnei Godun, pierde tot, da? Iar momentul în care el este despărțit, practic, fără voia lui de familie, acolo, la scara trenurilor infame, care îi transportă familia, părinții, pe cele două surori și pe frate la Treblinka, el este despărțit fără voia lui de ei. Este unul dintre cele mai emoționante, una dintre cele mai emoționante pagini din această carte. Ei bine, el reușește inclusiv un asemenea episod să-l scrie nu doar lipsit de patimă, lipsit de ură, lipsit de înverșunare, ci să-l scrie cu reale virtuți literare, care evident că fac pagina aceasta și multe alte pagini, cum este aceasta, o
n-aș putea să spun bucurie, ci o reală gratificare pentru un cititor care se dedică acestei povești. Este o poveste care nu este o poveste, este realitate până în măduva oaselor, la modul propriu. Este, așa cum bine spunea și doamna Denisa Comănescu, istorie lipsită complet de machiaj, lipsită complet de cosmetică. Este genul de istorie pe care ar trebui să o învățăm și pe care ar trebui să fim mulțumiți că avem asemenea mărturii și că, slavă Domnului, mai sunt printre noi, e adevărat, din ce în ce mai puțin oameni care au trăit la prima mână asemenea episoade pentru a-i întreba. Așa cum spuneam și la început, căutând să înțelegem, dar probabil fără a înțelege niciodată pe de-a întregul, de ce s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Mai mult decât atât, cartea nu se încheie cu cuvintele lui Vladislav Spilman, ci se încheie cu un fragment pe care eu îl consider extrem de important. Este vorba de câteva spicuiri din jurnalul capitanului Wilm Hosenfeld, capitanul care până la urmă îi salvează viața lui Spilman, așadar un reprezentant al inamicului, un reprezentant al dușmanului, un reprezentant al națiunii înfierate de această pagină a istoriei, care dovedește o dată în plus, și cred că avem nevoie astăzi de asemenea laturi diferite ale medaliei, care dovedește așadar o dată în plus că nu, într-adevăr, uniforma nu anihilează umanitatea și nu se poate pune semnul egal între o națiune și capitol istoric care, până la urmă, a anatemizat această națiune în acea perioadă. Este o recuperare, din punctul meu de vedere, capitală. Fragmentele din jurnalul capitanului Hosenfeld vin și întregesc toate aceste crâmpeie de organicitate, aș spune, pe care cartea lui Spilman le are. Mi-am pus și eu întrebarea, evident, știind filmul dinainte de a citi cartea, dacă în momentul în care voi intra în paginile ei, voi simți aceeași intensitate și același grad de empatie pe care l-am simțit văzând filmul. Vă asigur că, din punctul meu de vedere, cartea bate filmul, fără a neglija nici pe departe meritele absolut excepționale ale peliculei lui Roman Polanski, fără a neglija nici pe departe jocul incredibil pe care Adrian Brody îl face în acest film, de altfel un rol, rolul lui Spilman, care a marcat inclusiv până astăzi cariera lui, dat fiindcă, practic pentru noi toți, Adrian Brody este pianistul și nimic la aceeași intensitate, dar, cum spuneam, vă asigur că această carte are absolut toate darurile filmice, dar pe de altă parte mă feresc să spun asta pentru că nu vreau să credeți că există ceva artificial căutat, dramatizat în ea. Nu, este, cum spuneam, istorie la prima mână, este adevăr, dar este un adevăr spus cu pană de scriitor autentic și ca atare îmi permit să cred că, într-adevăr, depășește, tocmai prin această forță a autenticului, pelicula lui Roman Polanski. Este un eveniment și aș putea încă și mai departe să vorbesc despre virtuțile ei. Jumătate de oră despre această carte cred că nu este suficient, dar voi încheia invitându-vă pe toți, practic, să vă oferiți această pagină de istorie, aș spune eu, obligatorie pentru fiecare dintre noi.